Sărăduinile, doamnelor și domnișoarelor, bun găsit, domnilor, sunteți la arena sport.ro. Ca de fiecare dată, așa cum am promis, încercăm să prezentăm evenimentele sportive un picuț mai altfel, dacă ne iese sau nu, asta ne spuneți dumneavoastră. De asemenea, tot ca de fiecare dată, avem alături de noi un invitat, un invitat de marcă. Atenție, ca să nu mai pierdem momente prețioase și să ne apucăm direct de povestit, nu mai prezint ce a făcut dumnea ei de-a lungul carierei dumnei și ca sportivă și ca șefă a fotbalului, pentru că ne-ar lua undeva între 5 și 10 minute. <laughs> și de aceea zic doar atât. Dragi prieteni, doamna Elisabeta Lipă, să nu rămână bine ați venit. Păi dacă... S-a strecurat o greșeală. Ce-am zis fotbalului? Bineînțeles, ha, vrei auzit, să mă cer cu -a Răzvan? M-a auzit, Avem o povestioară. N-ai nicio șansă. Da? Nu, nu. No. Bun. No. Avem o povestioară. Acum cât mulți, vreo 15-20 da, de ani, da, da, da. organizam o competiție sportivă pentru liceeni, de fotbal, cupa liceelor. Mm -hmm. Și dumneavoastră a avut amabilitate să vină acolo în, în prezidiu. Și eu văzând pe Daniel Prodan, Dumnezeu să le temi, cea Sandu și așa De mai departe în stânga mea, am zis să încep cu doamnele, minci peste tot și zic. Și doamna <laughs> fotbalului, fotbalului române, dumnea ei, n-a zis nimic, băi, o Era la prezidiu, țineți da, minte, da, curgeau apele pe mine. Știu, știu, și era... mi-a făcut semn doar. Da, da. Ai greșit, meu, ai greșit, ai greșit adresa, da, eu n-am treabă Noi cu se... Să... Și am zis și doamna, sport, doamna sportului, șefa sportului românesc să bine ați venit. Bună ce faceți ca bătrânii din da. ce faceți doamna? Bine, te-am regăsit, să clink, 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 <laughs> clink, clink, Gata, suntem serioși. Da, da. păi din totdeauna am fost da. serioși, așa da. că, dar mai trebuie să și glumim corect, pentru că corect, să zâmbim, să zâmbim, că face bine. M-ați văzut prin toate podcast da. Cum vine așa și spun. Și vreau să-mi spuneți dacă e adevărat. O Oprișan se duce peste tot și spunea, Băi, în 2012, doamna Lipă, văzând că nu s-a luat nicio medalie la băieții și la fetele, așa, da. cu ochelari de soare ca să nu da. se vadă că avea. Da. Asta adevărată, e adevărat, da? E adevărat. Și jurnaliștii. Fa... Suntem la Jocurile Olimpice de la Londra. Da. Și jurnaliști da. în fața noi, doamna Lipă, de ce n-am luat nimic? Da. 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 Adică să nu începem nici cu începutul, nici cu sfârșitul. Începem undeva... cu mijlocul. Cu mijlocul. Mijlocu da. și am tăcut. Da. deci 2012, da. e adevărat este asta? Este adevărat, da. Deci era, să zic, primul meu ciclu olimpic ca președinte și prima mea participare la Jocurile Olimpice ca președinte al Federației Române de Canotaj. Normal că atunci când am preluat Federația, am preluat doar o sportivă rămasă din barca de 8 nu medaliată și restul uh, era numai tineret, dar nu mă așteptam ca uh, în patru ani de zile următorul ciclu olimpic să vină așa uh, ca o lovitură de ciocan direct în moalele capului. Pentru mine a fost șocul vieții. Am zis că îmi plesnește inima în mine, uh, având în vedere că... Mai erau și niște sportive revenite, titrate cu pedigree și am zis, bun, nu e colo, va fi colo, dar um, nu vreau să-mi aduc aminte de acea ediție, mi-am șters-o din minte. Deci, am mi -am promis mi că a venit mie, un antrenor grec, da, nu? Când v-a văzut. Da. Deci eram... Eu niciodată nu stau în tribună, nu pot să stau în tribună să mă uit la o cursă. Eu le trăiesc, eu trebuie să mă mișc, eu trebuie ce să... ce faceți? Alergați acolo pe Alerg, margine? Da, deci umblu, mă rog. Așa. Și am văzut finala bărcii de 8 plus 1 care a, termin, a trecut linia de sosire pe 4, am sperat până în ultimul moment că vor veni măcar la medalii. Dar când le-am văzut așa, venind, bălângănindu se Nu este o imagine da. uh, greu de nu reprodus de și de acceptat. Și când au trecut linia de sosire locul 4, eu efectiv n-am putut să fac un pas. Am rămas țeapănă. Era un antrenor grec lângă mine, m-a văzut și zice, Elisabeta, gata. Uh, da, normal că uh, atunci când vii din lumea asta când și știi, cu succes. Exact, și când știi fiecare lovitură, fiecare centimetru, fiecare parte a acelei curse, cam cum trebuie să faci și ce trebuie să faci și pe unde trebuie să fii, vedeam că la e rezultatul, dar inima nu accepta acest lucru. Și de ce v-ați pus ochelari? Mi-am pus ochelari pentru că am plâns. Deci am da. Erau și nervi și ciudă. Era, și... era așa o amestecătură de sentimente greu de acceptat. Și am zis, uh, am suferit, normal că nimeni nu mă încurajat toată lumea îmi spunea, Elisabeta, asta este, trebuie să accepti că noi nu o să mai fim unde am fost și că asta este situația. Păi cum să accept eu care veneam de la șase ediții, <laughs> 8 medalii, 5 Ce titluri, acceptați? știam cum ce... Hai că dacă vă făcea da. o linie la Nago, prindea și a șaptea. Prindeam și a șaptea, bineînțeles că. Dar să rămânem da, cu asta, așa mai clar. Așa, da. Și să accept asta. Nu pot să accept, am zis, am stat eu așa, m-am gândit, am vorbit cu mine și am zis, eu nu am decât două variante. Ori caut soluții, ori plec. Pentru că nu pot să accept să ne cânte muzica până trecem linia de sosire pe cuvânt. Mi-ați explicat ce e asta, că muzica da. se cântă la cei da. care vin mai târziu <laughs> da. un pic. Deci și ne cânta muzica prin finala a doua, deci nu ne da. cânta muzica prin nu finala a întâi, nu adică de deloc. vorbim de locul um, 11, 12, 10 aici, finala, nu ne mai apropiam de final. Și am zis eu trebuie să fac, caut soluții. Și după ce am epuizat toată gama de antrenori români, cu toată școala noastră, pentru că vedeam. Selecția se făcea cum se face și acum. Copii buni aveam pentru că la nivel de juniori aveam rezultate. La nivel de tineret era așa și așa pentru că... Normal, sportivul trebuie să vadă și el că se, nu știu, întrezărește o performanță care un model se că are un nucleu, așa, nu așa. Eu vreau și doar atât. Dar la senior nu mai era nimic. Și am zis aici este clar problema în primul rând de mentalitate. Și n-am mai rău de atât nu pot să fiu mai jos mai jos uh, da, mai sus se poate dacă nu încerc n-am de unde să și ce a schimbat provocările întotdeauna mi-au plăcut provocările și uh, am mers pe intuiție ceea ce mi-a spus inima că trebuie să fac aia a fost decizia pe care am luat-o dacă am stat și am, am gândit și am analizat și am zis nu azi mâine nu mâine poi mâine am luat cea mai proastă decizie în 2012 exact. și cum noi e gaura de la covrig. Exact. Nici o medalie. Exact. E o dezamăgire da. mare și pentru noi. Că noi eram exact. obișnuiți cu canotajul cu gimnastică. Da. Dacă nu se iau medalie aici, exact. e groasă. E gros. la, în, la Londra da. am luat la gimnastică. Da. 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 Și cu Sandra, medalie da. 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 da, Și, după Bun. care a venit și la gimnastică. Așa. Și ce credeți că am făcut? Așa cum spuneam, problemă de mentalitate, am adus un antrenor străin. Bun. Și azi, cum la canotaj, antrenor străin, nu s-a pomenit, nu s-a văzut. Noi, nu care -a... de ani de N-are nimica. Asta este. Și, pe lângă acest antrenor străin, avem 11 antrenori români. Pentru că asta a fost obligația. Bun. Să crească, să-i școlească, să zic, pe acești antrenori tineri, care nici principalul nu avea o performanță ieșită din comun. Uh, și nici cei de pe lângă el, adică antrenorii români, erau un tineri, erau la început de drum și am zis: E momentul să construiesc. Bun, și le a zis: Lăsați-mă, mi-aduc aminte că ați zis: da, Lăsați-mă da, da. o perioadă, că nu face bine dimineața doi Cel campioni puțin olimpici. puțin un ciclu olimpic, Bun. pentru că uh, un campion. Așa, dacă este un super talent, îl selecționezi acum și peste 4, 4 ani poți să, po să fac o performanță. Da. Ce s-a întâmplat în 2016? În 2016 băieții la fel finala a doua și așa mai departe, dar au intrat în final, au intrat, s-au calificat, deci de la nimic la calificare. La, la calificare? Și fetele? Și fetele au luat prima medalie de bronz. Rio. În Asta Barca e Rio de o plus 1. Bun. 2020-21. Și 2020 a venit cu să zic un suflu un suflu da. nou, un suflu care s-a dovedit a fi un succes. A venit Antonio Colamonici. Italiano. italiano. ca și al cheamă Antonio Colamonici și a zis, dragi sportivi, eu ăsta sunt, eu nu vreau medalii de la voi, voi dacă vreți medalii, luați-vile, câștigați-le pentru voi, dar eu vreau să vă bateți cu cei mai buni. Și dacă veți avea încredere în mine, că eu sunt în măsură să vă aduc aici unde vă doriți și voi, dar doresc și eu, Împreună construim și nu avem cum să nu reușim. Și împreună au început să construiască. Prima dată la băieți și după care următorii în al doilea an a preluat și lotul de, de, fete. fete. Dar nu în România, că i-ați luat și i-ați dus în Italia. Ba, în România. Și nu i-ați dus prin Italia, ba, că pe aici am, ai... În fie că și eu, cât am fost sportivă, iarna noi ne ducem la apă caldă, așa spunem, Corect, da. unde temperatura este constantă, unde, nu, unde te poți pregăti da. ieșim pe apă, pentru că să poți să ții pasul și să te lupți cu cei mai buni, Trebuie să faci ce fac cei mai buni. Iar adversarii noștri nu stau iarna în sală și se pregătesc la ergometru și fac furt. Adversarii noștri au baze cumpărate prin Europa, în zonele astea calde și își duc loturile acolo. Și noi trebuie să ținem pasul cu ei pentru că am demonstrat că îi putem învinge, am demonstrat că suntem mai buni ca ei. Și ă, asta este și, să zic așa, o cheiță a, a succesului atunci când a, ai materie primă a, de calitate, ai a, un plan de pregătire bine pus la punct, ai un colectiv tehnic și medical care a, stă în slujba sportivului. Și a, ce pot să mai adaug aici, că aud, așa, și mai citesc presa. Că vezi doamne, la canotaj, sunt rezultate pentru că se stă în cantonament centralizat. Nu. Deci, și canotajul, stă în cantonament, exact cum stau, toate sporturile individuale, da? Și au libertatea, au libertatea exact cum are orice. Sportiv de înaltă performanță, sportivii noștri, de exemplu, acum, uh, au o săptămână de antrenament de 50%, asta înseamnă că uh, obligatoriu trebuie să facă un antrenament de menținere pe zi, pe zi. în rest ei se duc în concedii, da. se duc uh, unde vor ei în săptămâna asta, dar se duc la sală, sau A, nu au... sunt obligat să vin într-o bază nu, sau undeva. Ei poate nu, să ducă la unul ăsta e, de fitness. Oriunde. O săptămână. Și în Statele Unite, dacă Bun, vor să meargă în concediu, vin vină stea... utilul cu plăcutul, dar să nu stea Am ca înțeles. atunci când revin în pregătire să o ia de la cap. Corect. Deci, cantonamentul nu este uh, ceva care e închis și are niște lacăte uh, mari și trebuie să cer bilet de voie este democrație, sportivul poate să plece oriunde, după antrenament, el trebuie să fie la antrenament când îi spune antrenorul, să își facă programul pe care îl dă antrenorul și uite așa a reușit Antonio să imprime acest stil de antrenament și de comportament, să zic, în cadrul uh, colectivului de sportiv și medical, încât uh, uh, eu sunt foarte mândră de ei, de toți, nu numai de sportivi. Da, 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 de tot ceea ce cu cu Vasile Oșan, doctorul care el este șeful echipei medicale, care fiecare știe ce are de făcut. Și atunci când fiecare știe ce are de făcut, de la sportiv în primul rând, pentru că el e cel care, să zic, e principal, că el e, intră în luptă, ceilalți nu se văd. Dar când ai un sportiv determinat care își dorește să devină campion olimpic și dacă a și fost acolo sau pe lângă știe ce l-așteaptă, este o plăcere să lucrezi, să lucrezi cu ei. Bun, și vine 2023 cu bătaie spre 2024, exact. pare banc, Că urmeam noi înainte, dar nu este. Și o întreb pe doamna Lipă. Păi, amabilă, aveți 44 acum calificați, corect? Da. Zic, mai pot să se califice? Și dumneavoastră, uitându-se la mine, ce la ce? Zic, la, la cursele astea acum la ce? Și a zis, păi nu mai au la ce. Competiții da. mai există, deci da. dumneavoastră aveți calificat tot ce se putea califica. Da, da. Obiectivul, obiectivul nostru anul acesta a fost să calificăm tot ce se poate califica. Iar ambiția și motoul și sloganul echipei a fost 10 pentru România. Și la cei mici, dar și la cei mari. Bun. Iată că la noi a fost 11 pentru România, nu 10. Și bineînțeles că echipajele consacrate, consacrate au cucerit și medalii. La băieți a fost mai greu pentru că băieții au dublat au avut uh, curse aproape în fiecare zi. Am avut și niște probleme medicale la Belgrad, care ne-au scos din circuit, pentru că rezultatul trebuia să fie, vorbesc de medalii, uh, mult mai bun, dar am zis să nu-l mâniem pe Dumnezeu. Da, corect. Pentru că. Avem jumătate avion. Exact, avem Aveți jumătate de avion. Avem jumătate de avion, da. Și. Uh, atunci și pentru antrenorul, antrenorul principal este mult mai bine să știe ce are de făcut pentru Jocurile Olimpice, că noi acum pregătim medaliile. Wow, nu mai registrat asta? Da, noi acum pregătim medaliile. Că este foarte greu să faci cu un sportiv două vârfuri de formă. Un vârf pentru calificări, iar calificările în anul olimpic sunt groaznice. Deci, este ca și cum te-ai bate pentru medalia de aur. Că sunt multe echipaje și doar unul Bun. se califică. Corect. Vă imaginați ce, ce acolo? bătaie. Și dacă nu ai prins, nu știu, ziua aia da. cea mai bună, te-a scos din circuit și te-a aruncat direct în afara uh, participării la Jocurile Olimpice. Câte medalii luăm? Aveți nu știu câte ceva? luăm, dar... Uh, eu nu mă arunc în pronosticuri, Bun. dar surpriza o să fie frumoasă. Ați promis? Nu, eu nu promit. <laughs> eu eu nu ați nu... promis că va fi surpriza frumoasă. Da, surpriza va fi frumoasă, da. Ce face Simona? Vă ia locul? Că păi... știți că așa toată lumea zice. Da că... De ce să-mi ia locul? Eu chiar le încurajez. Da. Simona zicea, Doamnă, eu vreau să atac tripla. Mama, Simona, serios? Hai să atacăm dubla, că ești și du tânără da. și creștem treptat. Este o sportivă e, și deșteaptă, și frumoasă, și muncitoare, și talentată. Deci are. Toate, toate aceste ingrediente amestecate care duc către. Deci, așa cea v a mai... zis că vrea la da, 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 toate, da? da? da, da Direct, da, ca e, să nu ai pierde vremea. Foarte ambițios și ai, zis, ai toată susținerea mea. Normal că eu mi-aș dori să nu rămân unică. Bine, e greu, nu mi am luat e, perie nouă, dar da, e greu. Hai să e, nu E greu, dar nu este imposibil. Da. Păi că așa m-a scris pe imposibil. ușă. Ce v a scris pe ușă noastră? Acum. <gur> Acum? Nu există, nu se poate. Fetezi Pentru tot... că toată lumea încearcă uh, să mă convingă cum nu se poate. Vrei să faci ceva? A, aia nu se poate. Uh, hai să faci? A, nu se poate. Și am zis, la mine în birou nu mai intră nimeni cu uh, asta că nu, nu se poate. Se poate. Că... Aici veniți și căutăm soluții. Pentru că altfel, eu n-am venit să-mi pierd vremea acolo, că am mai fost și acum șase ani, uh, știu cum este, știam ce mă așteaptă, nu mă așteptam Chiar să mă aștepte <gângări> nenorocirea asta... Da. Da, nu țineți camera pe mine, țineți-o pe -mi Domnul să... Nu e de uh, râs, știu. Uh, nu e de răs, este de plâns. Dar trebuie să vă întreb cuvânt. ca bunicuții din da, Cisimigiu, da. de ce n-a stat liniștită? Uh, pentru bă, că trebuie. așa mă simt eu, tânără și neliniștită. <gări> dar da, serialul ăsta ține <gări> da, mult. Și când, și când uh, uh, nu că nu ai ce face... Uh, am, Ei, zis, am zis, așa cum am demonstrat peste tot, că am lăsat ceva în urmă și am lăsat în urmă lucruri frumoase, dar au venit la pachet cu sacrificii, cu uh, multe renunțări, cu muncă, nu mai spun, și de muncă n-am fugit niciodată. Uh, încă o dată am zis, uh, am adus federația acolo unde zic eu că. Uh, este cel mai frumos moment al vieții mele ca președinte al acestei federații. Și împreună cu conducătorii de federație sportului românesc, vorbesc de federațiile care sunt cu pretenții la medalii la jocurile olimpice, că aici este problema. Unitatea de măsură la noi sunt jocurile olimpice. Dacă nu avem sportiv, dacă nu avem calificați, dacă nu avem rezultate, sportul se duce așa direct în cap. De la antrenorii mei am înțeles și am învățat că europenele și mondiale sunt niște stații în gări care îți spun unde ești, că locul numai pentru. Primul loc se cântă, cântă imnul, imnul, restul sunt premii de consolare. Am încercat să fug cât am putut eu de aceste premii de consolare. Asta, asta încerc să transmit și acestei generații: că atunci când demonstrezi că poți, că ești în stare, că ai gustat din victorie, merită să faci toate sacrificiile de pe lume ca să. Ajungi să-ți reprezinți țara în cea mai nivelul. frumoasă, cea mai grea competiție. Și revin împreună cu președinții de federație și toți ceilalți care pot să ajute la redresarea sportului românesc. Eu sunt dispus să fac acest lucru și pentru asta mă aflu aici, pentru da, că eu cred a -a că avut putem. A fost și un buget imens că va ajuta banii mult. Am avut un buget atât de imens... Nu e de răz, Știu încât că nu. În ianuarie, da. în ianuarie anul ăsta, da. aveați un buget de v-a speriat. În ianuarie anul a acesta, zis că dacă -ați prins pe uh, din spusele fostului ministru, uh, sportul rom românesc a avut cel mai mare buget Dar din ce istorie. din spusele? Pei, din... Uh, adică pe hârtie pe n-au fost? Pe, pe hârtie, clar că n-au fost. Nu știu ce a luat în calcul atunci când a spus că avem cel mai mare buget din istorie că aceste, acest buget va fi împărțit în funcție de performanțele sportive. Aici și-ați primit eu, la canotaj. Eu mie mi-a tăiat 3 milioane și jumătate că sunt prima federație în topul federațiilor sportive. Române. Dar nu este sport de masă, și cred că de aia. Exact, nu știu. Sportul că de masă, nu e canotajul, da. Așa, cât să după mai duc la care s-a împărțit bugetul în ianuarie, și din februarie a început uh, nenorocirea pentru că uh, banii tot au fost mutați, ne uh, ajungând tuturor. S-a mutat de la o lună la alta. Eu, în iunie, când am preluat uh, frăile agenției, uh, nu mai aveam niciun leu. De ați deci... venit și ați declarat că pe primele da. două trimestre da. sau cum exact. se împarte, să nu da. mai e niciun leu. Nu mai este nici... Avea și o datorie da. și pe la o firmă, de la o... Sunt mai multe mai multe, datorii. 100 de mii de euro la sunt o sunt mai de multe datorii, de... da. sunt mai multe datorii, avem executări silite. Acest minister a stat doi ani și jumătate fără director economic. Nu, nu, asta deci e, este, nu, nu asta nu se poate este crede, vă cred, adică... O dași... nenorocire. Deci n-a avut 2 ani și jumătate? 2 ani și jumătate. Și cine și... număra banii sau iar cine eu... evidențele contabile? Cine? Cine putea acolo să numere, să dea, să împartă, Nu-i nu să... de răs, mă dar nu... Deci, îți vine uh, să râzi, da, dar... vine să râzi, dar este de plâns. Uh, iar eu, din iunie, încerc să aduc Uh, un director economic și aveți cuvântul meu de onoare. Nu vrea nimeni să vină. Numai când vine și vede, numai Serios? când vine și vede ce se întâmplă. Uh, noi uh, înregistrăm la sfârșit de octombrie, s-a terminat ne, și octombrie. Pare, ne pare rău, dar noi nu ne băgăm în asta. Și eu sper să găsesc uh, un director economic uh, până la urmă care să. Preia frăile acestei direcții oh. și împreună să aducem la uh, liman toată această activitate. Nu mai spun curtea de conturi care deci face control. Până la, elemente, lasă... la chestiile sportive, tehnice, aveți multe de rezolvat cu hârțogărai. Exact. Până să ajungem exact. la antrenori sportivi, performanțe. Exact. Uh. Ceea ce pot să vă spun este că nu este atributul nostru ca agenție să ne băgăm în, așa, să intrăm în dedesubturile federațiilor, pentru că federațiile sunt structuri private de utilitate publică, au autonomie. Noi, ca agenție, semnăm contract cu federația pe obiectivele pe care și le asumă. Nu și îndeplinesc obiectivele, bineînțeles că următorul an fondurile nu vor mai fi aceleași în funcție și de buget, dar și inflația a fost foarte mare, bugetul foarte mic. Bugetul față de 2016 când Dacă am fost știți minist, că, că știu, este mai mare cu 40 de milioane. 40 în de milioane de, ani de lei în șapte ani trecuți este nesemnificativ. Așa că mi-este foarte greu să accept că sportul românesc are cel mai mare buget. Nu are. Are un buget foarte mic. Sunt federații care în iunie când am preluat agenția veneau și îmi dau cheile pentru că nu mai aveau bani de salarii, de acte. Sigur că da. Adică ceva de genul: Descurcați-vă, doamna Lipă? Exact, sau... da. Și eu de, din iunie, deci din iunie, caut bani numai de salarii, pentru că a, aparatul central din agenție are. Avem un stat de funcții de 180 de persoane. Din 180 a, angajați sunt 100, din 120 și ceva sunt detașați prin alte locuri iar cu cei care au mai rămas 70 și ceva, vreo 15-20 vor să plece la alte ministere unde sunt salariile mai mari și ia doamna Lipă, și lucrează. Cu cine să lucrezi? Este Aveți doi, mulțumiți? Da. Eu am, reușit, 5? eu am reușit să creez o echipă pentru că asta le-am spus și lor. Eu nici în 2010, chiar dacă statul de funcție era mai mare, dar nici atunci n-am lucrat cu foarte mulți oameni pentru că nu știu, nu sunt dispuși și nu vor chiar nu înțeleg de ce este așa de lăsare asta și ședințele, întâlnirile pe care le facem noi le spun de fiecare dată că să nu se aștepte că nu știu cine ne vine în ajutor ci pur și simplu tot noi, cei care suntem aici vom duce mai departe destinele acestei agenții, nu mai spun că în teritoriu avem 2700 de oameni care trebuie adică să plătiți. care trebuie să plătiți, care vorbim de 48 de cluburi, vorbim de 42 de direcții care trebuiau să se desprindă pentru că tineretul a fost preluat de către Ministerul Familiei Tineretului și nu s-a desprins nici în ziua de astăzi și noi plătim salariile din bugetul nostru avem complexurile sportive naționale, avem școala de antrenori, avem muzeul, Acum, că avem să s a scumpit și închirierea și asta de totul. la 1 ianuarie. Deci, totul... S-a mărit TVA-ul de la 5 da. la 9%, nu mai pot deci, organiza evenimente totul sportive, s da, totul uh, s-a scumpit. Uh, nu trecem printr-o perioadă să zic, foarte bună, dar ce îmi doresc eu? Că, pe o parte, înțeleg că este acest uh, program național de reziliență, redresare da. și reziliență, care sunt uh, foarte mulți bani pe care Uniunea Europeană vine și îți uh, uh, dă, și dacă nu îndeplinești niște condiții, nu se discută, că nu merge, hai, lasă-mă. Dă-mi și, Dă -mi așa și dăm mai așa văd eu și văd eu ce fac Aici ori faci, ori nu faci Și ce-mi doresc eu din, Odată cu început de an Poate Altfel se să, ceva. să se schimbe lucrurile E corectă afirmația Că n-am cum să nu vă întreb da. România a închis Ministerul Sportului Adică e corectă că s-a văzut asta da. România a închis organismul Care trebuia să aibă grijă de sport în an preolimpic Adică nu avem cunoștință dacă s-a întâmplat în alte țări, dar nu vă buvnește și pe noastră un pic râsul, adică sunt 60 de oameni acum calificați, corect? Sau cât? Plus sau minus? 60. pe care 44 s-a Bun, haideți să... 60. Bun, 60 de oameni calificați. adică hai să plecăm de la asta. Canotajul are 44 și până la 60 sunt 16 sportivi. Bun, haideți o să mai vină, o să se mai califice. Da, Bun. Dar noi nu mai avem minister. Da. Noastră nu știți de cine țineți, nu? Ba, dar cum să nu Știți? știu de cine țin? Păi de, asta ar însemna a, că. Știu, nu trăiesc, ca. Trăiesc degeaba. Ca minister nu, da, nu există. De deci el s-a desființat și s-a uh, transformat în Agenție Națională, națională pentru. sport. sport care de, de când țin eu minte, de la 18 ani, de când am început sportul de înaltă performanță. A trecut prin toate aceste transformări. A fost minister, a fost agenție, a fost autoritate, a fost sub da, a umbre fost și la Ministerului da. Educației. Iarăși a revenit, iarăși agenție, iar minister, iarăși. Deci, și agenția asta, nu știu, anul viitor, o să se cheme, sau... cheme Ministerul Sportului. Dar oamenii rămân aceiași. Federațiile sunt aceleași. Obiectivele sunt tot dar banii nu mai sunt aceiași. Banii, <gătă> banii... banii, banii sunt aceiași, <gătă> pentru că ori ești agenție, ori Bun, ești dar terminat. minister, s-au terminat, dar la nivel de agenție eu am relație directă cu premierul. M-am dus, m-am plâns, am zis, nu avem bani, federațiile îmi predau cheile, n-au bani de salarii, n-au bani de competiții, n-au bani de nimic. Elisabeta. Cât îți trebuie? Dați-mi atâta. S-a făcut un fond de rezervă din rezerva primului din guvernului. S-au aprobat acești bani. Deci vi-a dat. Da. Nu e cancan -can aici politic, Dumnealui le are cu sportul, adică am văzut că s-a implicat și cu steaua, cu FCSB-ul, ziceți da, că Dar nu e cancan adică... -can politic, ci pur și simplu, eu așa l văd, este uh, un om căruia îi place sportul și dacă îi place sportul, se implică normal că Bun, se duce la meciuri, se duce asta. la meciuri, nu știu, fotbal, tenis... Am văzut uh, că s-a implicat uh, FCSB, steaua da. și așa mai uh, departe. Deci este un om căruia îi place sportul și bineînțeles că plăcându-i sportul, înțelege fenomenul și ajută. Problema este alta, ajută, ajută, ne dăm bani, ne dă bani. Dar vrem performanțe sau. Bineînțeles, păi nimeni deci nu dă degeaba. Dau? Îți dau bani, dar ce dai în schimb. Că Noi nu putem sau da sau în cât? schimb decât performanță. Bun. Și noi avem 60 de sportivi calificați. La Los Angeles a fost mai mulți ca notor? Nu. 44 La... sau mai mult. Nu ați fost mai. La Los Angeles? Mulți. Da, cât să mai țineți minte? Nu, nu? Cam tot atât am fost, pentru că. Uh, Și atunci -a am fost zrat. o garnitură de fete, o garnitură de băieți, da? Deci, deci noi cam de vreo cam 30, 30 de da, ani, da. Nu? Da. De când nu mai avem așa da, ceva. Da, ultima dată am avut garnitura asta de mare Bun. la jocurile olimpice de la Barcelona 92. Pentru că atunci nu se punea problema calificărilor. Nu trebuia să faci baremul. Nu trebuia să faci baremul, nu trebuia să te califici, nu trebuia să te încadrezi într-un număr de impus de către Federația Internațională. Acum, ca și atunci, erau 10.500 de sportivi care participau. Și acum la fel. 10.500. Nu participă mai mulți. Au introdus mai multe uh, sporturi da. și normal că ei din numărul. De la fiecare de disciplină. la fiecare disciplină iei da. un număr. Și atunci e mult mai greu. Și atunci este mult mai greu. Și în uh, 96 parcă uh, au început calificările. Da, la Atlanta. Da, au început da. calificările. Și noi ultima dată un număr atât de mare am avut la Barcelona. Deci pentru că 92. Nu erau, da, nu erau calificările Bun. Și 96... impuse. Da. 96-a e ultima dumneavoastră? E... Nu, aveți și 2000. Nu, no, și 2004? Și 2004. Da. Da. Cu toate că, așa, încurajări am primit de la, uh, să zic, sunt de chiar... la Atlanta, că ar sunt, fi bine. Sunt să... tânără pentru viață, dar bătrână pentru sport. Așa vis-a spus. Da. Exact. Și eu am mai ieșit de două ori campioană olimpică, încă, încă două 8 cicluri ani. olimpice. 8 ani, ca să Și să participam înțeleg. și în. 2000. Da, bineînțeles, între, între două cicluri olimpici. L-ați dus pe baltă, i-ați dat da. să mănânce acolo cu No, Am stat acasă Bine. cu Dragoș un an, și, un, an? un an și patru luni și după un an și patru luni am zis soțului meu, gata, eu revin înapoi în Snagov, că eu încă n-am terminat acolo de Și-a făcut omul cruce, nu? Și-a zis, bun, și noi ce facem cu copilul? Facem și noi ce face restul lumii. O bună cu tine și îl iau în cantonament, l-am avut cu mine în cantonament, a fost mascota lotului, până a trebuit să meargă la grădiniță, după care la școală. Dar... La diversificare ce i-ați dat? Ce, da. un? Sau ce La diversificare. Azi? Nu, la vorbesc prin... serios, ce a, nu, ce -a prins? La la un, la, așa cum am spus, până la un an și patru luni am stat cu el bon. acasă. Deci diversificarea a, fost acasă. a prins prins acasă. Și după dar aia... după ce l-am luat cu mine de la un an și șapte luni, l-am luat cu mine în cantonament. Dragoș mergea la masă cu mine și mânca exact ceea ce mâncam și eu. Serios? Serios. Deci știu dumneavoastră mânca ceea ce mâncau exact. niște campioane olimpice? Exact. exact. Păi ce da. să-i gătească? Da. nu mâna și mănânc. Da. Și, și aduce aminte și acum de ciorba de la Snagov, ciulama cu pui. Deci ce are niște mâncăruri? Da, sunt chestiuni frumoase da, da, da. de care... Da. De care vă aduceți da, aminte. Da. Cel, mic, cel mic de atunci da. mai ține cu Steaua, cu FCSB. Da, cu bine cine bineînțeles că el știe e, cu cine ține da, acum. El e cu Steaua și soțul meu e tot cu Steaua. cu și Steaua care? Eu... Cu... Acum nu se știe care este Steaua, că vor una, oralta, tot acolo sunt. Uh, dar. Uh, și vă vorbiți uh, în casă, dumneavoastră? Bineînțeles, cu... dar uh, am și eu o bucurie că țin doar uh, cu Steaua, doar la fotbal. Restul sunt dinamoviști. A, da, păi nu s-ar putea <laughs> ca altfel Deci așa, așa e împărțită că e, e balanța împăr este Deci doar, e la de doar la fotbal doar, doar la fotbal Haideți să vorbim un pic și de dumneavoastră Apropo că ați spus da. că eu vreau să vă contrazic Că ați spus da. că nu se poate crea un campion în patru ani de zi noastră În câți ani v creat? Eu m-am creat exact Ia, în patru ani am. Păi și deci? Da, dar am zis, poți crea dacă ai un talent Eu atunci n-am realizat Cu toate că antrenorii mi-au zis Ești un talent, trebuie să muncești Pentru că tu Ești campion olimpic. Mă uitam așa și nu înțelegeam de deci ce au, se deci au pretenții mai mari de la mine. Dar ulterior, când uh, am mai înaintat în vârstă, am realizat și eu că într-adevăr uh, am fost un talent pentru că să particip Asta la e șase. Asta imagine cu satul dumneavoastră, Da. da? Biserica da. de lemn care este adusă pe Siret. Serios? Da, 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 da. Da. Bun, oamenii să înțeleagă. Nu cred că e cineva da. care nu știe. Că dumneavoastră n-ați venit dintr-un teritoriu pe -a, cu apă, apă, multă. Nu, multa. nu, nu. Știți nu, că. Nu. pare nu. Și nu. multe dintre sportivele da. de top din disciplina asta au venit Botoșan Suceava, Exact. Unde nu colcăie de ape și de. Nici cluburi nu sunt. Deci, la noi a intrat, că e foarte greu de înțeles, da. a intrat în sală, în clasă și v-a văzut cineva? Deci eu eram, e, știți practicam, acuma... am început cu atletismul Bun. în școala generală, după care la liceu eram elevă la liceul Mihai Eminescu în Botoșani. Nimic de canotaj, iertați mă nimic, zero. Nimic, Bun. Habar n-aveam ce e la canotaj. Practicam basketul, eram în echipa liceului, da? Și a venit... Uh, Antrenoarea care m-a și selecționat Ileana Pavel din partea clubului Olimpia în selecție În toată țara Deci două antrenoare Georgeta Ciomărtan și Ileana Pavel Care unele Una a plecat în zona Moldovei, una, nu știu Oltenia bun. și așa mai departe Și a intrat În clasă, m-a văzut Pentru că trebuia să am niște Parametri, eram înaltă, dar eram slăbuță, eram firavă așa. Și a zis, uite, eu sunt antrenoare de canotaj, știi ce e la canotaj? Nu știu ce e la canotaj. Și mi-a zis, deci este un sport foarte frumos, se practică niște bărci lungi, ușoare, ascuțite, soare. Și am zis, Doamne, asta seamănă cu concediu. Despre ce vorbim? Ce sport Ce trebuie asta? să fac ce pentru asta? Ce trebuie să da. fac eu pentru asta? Că eu trebuie să încerc. Veni și cu mâncare la da. noi sau da. Marcas. Și bineînțeles că zice ce să faci. Ne vedem al doilea trimestru, a insistat la părinți, mama mea a zis, nu, lasă că sport poți să faci și aici. Că trebuia Unde să plecați? Trebuia să plec la București. 400 de kilometri, exact, 500 de kilometri. da. Și a zis, să lasă mamă că de acasă. sport poți să faci și aici, acolo n-ai pe nimeni unde să te duci. Unde? Și tata, Dumnezeu să-l odihnească, Dumnezeu a zis, să dacă ție îți place, eu te duc. Mergi cu mine, dar tu să-ți mint. Dacă mă faci de râs, eu te-am făcut, eu te omor cu mâna mea. Câți ani aveți da. atunci? Aveam... Păi eram elev în clasa 10. de 16, 16, 16 ani. Da. Și ați 16 -o ușură. El a luat-o ușor. V-a adus tata? Da, cu el de mână ca la armată și valiza de Bine, lemn. Dați niște imagini care acum, da, știți exact. copiii, da. cei tineri care da. ne privesc, nu înțeleg. Acum nu înțeleg, te duce mama, cu tata cu da. mașina. Da. Și nu. Cu trei ani nu l-ați coborât de acolo? Da, ne-am urcat în tren, am ajuns în gara de nord, ne-am întâlnit cu antrenoarea la informații, Ma. față la informații. <laughs> nu v-a mâncat Bucureștiul? Nu. Nu. Știți, adică să vă inviteți să. 50 de fete selecționate, am fost transferate la uh, liceul industrial 18, cel încet Sudvitan. Am stat acolo la cămin și dimineața mergeam la școală, după masă luam troleibuzul, mașina troleibuzul până în Herăstrău, ca acolo ne antrenam. Cu tot respectul, nu înțelege nimeni acum. Cum adică este... nu mergea cu uber da. Nu mergeam nu cu Uber-ul cu... nu. nu vă ducea? Cu troleu nu, serios, nu e, știți? Da. Cu troleu. Și când ajungea să acasă 84 Vă întorcea cum se zice cu cearșaful? Ne întorcea <laughs> cu cearșaful La revedere Și după care a doua zi la fel Păi dar n-a fost, păi, fost vacanță, v-a păcălit Păi n-a fost vacanță Asta ați crezut că o Am plecat, ă... asta a fost iarnă și când am ajuns, venit și eram, lumea la, eram la Bac la pe 10 ianuarie. Ați venit ca lumea. Uh, Eram la Bac uh, la 23 august, care Bacul era ceva, o barcă, imaginați-vă, aici, ca o sală, și să vă slești pe loc, așa. Și am zis, doamne, ce e asta? Stă nu i de mine. Păi de asta am venit Eu lume. de asta am venit unde e soarele, unde sunt alea lungi, ascuțite. Și am zis, nu, i-am zis, antrenoare. Eu am plecat. M-ați mințit și eu am plecat. Și șoc, 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 cum ar scrie ziarle. Iată șoc, cum șoc, se putea, șoc, șoc, se putea șoc, stinge șoc. o carieră da, fulminantă. Da. Și mi-a zis, draga mea, suntem în 10 ianuarie, ai răbdare. Să Ce vină. soare îi vrea. Cum? Și atunci erau ieri, nu ca acum. Da. Zăpezi viață, și așa m-a ținut. Dar concediul ăsta a... l-ați prins vreodată cu dacă... soare cu astea? Da, to to toată viața mea a fost un concediu păr de soare. Ați prins vreo 35-40 deci, de ani de soare? Am avut parte 20, 24 de 24 ani. 24 de ani numai la olimpiadă? Da. Așa. Așa, am avut parte de soare mult, de bărci ascuțite. da. Da, păi a -am fost. Am avut parte bărci ușoare, da, apă caldă. Aici, da? Da străinătate. Dar muncă, exact ingredientul ăsta. Da. Uitat, mai uitat, ceva. A uitat, a uitat să ceva vă să, vă că spună Elisabeta și trebuie să muncești. mai trebuie ce tot până, okay, dar... Până nu mai poți ca să ajungi campionul. V-ați speriat olivata. prima dată când ați făcut bășicilele în palmă? Da, păi vă dați seama, e, sunt carne, palmele sunt carne vie. Dar că Noi tot cu timpul, timpul acum, grație rețelor da. Noi atunci nu știam, nu habar da, n-aveam da, da, Nu vă da, poza da, nimeni da, palmele da, Și acum, grație rețelor da, de socializare și la Cătălin da. și la Fete Și când au apărut alea da. Am zis, leu, acum vreo 3-4 ani au început să circule primele da. imagini Cum arată palmele e, De imagine... le aveați de cu 30 de ani așa Imaginează-ți că Așa cu toate palmele alea Uh, cu găuri de, da, Cu, cu, râni, cu râni. Că faci rânile astea faci la început Până se bătătorește palma După care asta, nu până. se mai face uh, Nu se mai fac uh, că râni Că se bătătorită da. Dar imaginează-ți cum e Că pe vremea aia Noi nu aveam mașini de spălat Și ziceai că suntem spălătorese După fiecare antrenament Trebuia să stai cu capul în lighean Și să speli detergentul ăla când îți intra în rânile alea, deci da. îți imaginezi senzația. Și alea cum treceau, alea din cum din treceau. Alea nu treceau niciodată, ba nu da. pe păi a doua zi nu trăgeați iar? Păi a doua zi trăgea. Uh, ai făcut vreodată păi, bășică? Da. Ai făcut, da? da? Și ce ai făcut? Am rupt-o rupt și am stat cu minte <laughs> că n-am tras a doua <laughs> zi. <laughs> Ți-ai cusut vreodată cu ață bășicile? Ce să, fac, se să le faci așa un stați un pic, stați, stați că v-ați pierdut Acum a glubit Deci v-ați cu suprecum Rambo, cum să, cum să cusea la uh, Sylvester așa Stallone Luai acu, luai spărgeai... Nu dați camera pe mine, vă rog. Țineți cu doamna camera. Ieșea lichidul ăla și după care coseai așa, Lăsaia ața acolo și ața aia usca... usca bătătura. Nu, faceți mișto, domnule. Nu, eu nu fac mișto, că nu permit. vă Exact, da. Da. ceea ce nu fac uh, sportivii din ziua de astăzi mă, pentru că au apărut alte mijloace la îndemână dar așa făceam și spălam după fiecare antrenament aveam trei antrenamente pe zi în era salvată de spălat, dar echipamentul îl spălai la prânz ne duceam în cantonament la piatra arsă da. iar la piatra arsă topeam zăpada în marmitele alea de lapte, puneam plită, făceam antrenamentul și pe care ne spălam la ligian pentru că doar seara aveam uh, uh, duș, uh, făceam baie. Eu, ce da. să, eu pot deci, să mai zic cu ceva? Deci, ce ar trebui să vremuri, mai zic acuma? Vremuri grele, foarte grele, așa se făcea atunci sportul de performanță. Dar... Uh, uh, nu da. știu, rămâi cu niște amintiri da, foarte sincer, frumoase. sincer, sinceră, sincer, sincer. sincer. Mai face, mai face asta încă o dată. Vine, doamne, doamne noastră și vă ce, băie, Elisabeth, o fi atent, ai 16 ani, ai jucat baschet, ai făcut atletism și ai de ales canotajul. Ce alegi, mă Da, sincer, mai faceți încă o dată treaba asta? Eu dacă aș avea 40 de ani mai puțin să mă duc la 16 ani, așa, Bun. aș alege să păi fac ce același aveți lucru. De ce 39 acum? Ba da, 39, A, dar am așa eu, 40 bun. de ani. Același lucru. Același lucru așa. Aș tot face. cu piatra arsă, tot cu marmita, tot, cu cusutul, tot, tot, tot Tot, 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 tot. Hai și atunci cei care ne privesc n-ar trebui să învețe ceva. A spus că nu-i mai sună nimeni pe Belu și pe Bitang. Corect? De la dumneavoastră am auzit parcă, nu? Băi, mai sunați. Și nu, sau, -a, de la sau mine cine? Nu. Eu, zis cineva eu, deci, nu, eu pe... n-am zis Bun, sigur. nu, 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 în sensul că Sunt, nu mai are nimeni da. nevoie de Sunt prietenii mei și eu chiar Nu să i sune, da, chiar da. să i sune. Bun. Da, nu, eu sigur nu, eu poate De altcineva. la dumneavoastră, pe dumneavoastră, adică în momentul în care ei stau în fața dumneavoastră, știu cine ați fost? Cine belocul Nu, no, sportivii. Adică <laughs> fură de la dumneavoastră ceva? Pai ce fură răutate, mândrie, orgoliu. Păi, eu zic că atâta timp cât este. Vedem comportamentul acestei generații care, nu știu, o cresc ca pe copiii mei, este clar că fură de la mine. Păi, ce model mai păi asta tare, mai bun, mai frumos le trebuie lor când din altă parte, când ei mă au pe mine păi, acolo în... Păi iertați-mă uh, la neastră, se poate da. că pe Cătălina Ponor au gonit-o mai cu două săptămâni da, de acolo de la e gimnastică. foarte urât. Foarte urât. Nu știm cum a ajuns da, acolo, da. dar în niciun caz Cătălina Ponor în nu, accepțiunea Cătălina, noastră n-avea cum să facă rău. Cătălina Ponor n-a ajuns acolo că s-a dus ea, că n-a avut ce face. Cătălina Ponor s-a dus acolo viind în Comisia atletilor în Federația Internațională. <laughs> Cătălina Ponor are ca sportiv uh, uh, olimpionic, cum zicem noi, da. uh, are obligația nu lângă să stea doar, nu știu, să stea de vorbă cu echipa României, ci cu toate toți sportivii participanți la Mondiale, pentru că acest sportiv ce trebuie să facă? El trebuie să stea să discute cu ceilalți sportivi care sunt în activitate și care, nu știu, dacă au nevoie să se îmbunătățească ceva privind, nu știu, masa, transportul, sala, orice, ei transmit acestui sportiv reprezentantul al lor da, și reprezentantul lor transmite mai departe Federației. exact. în okay. dorințele. asta exact. nu e Bun, și atunci da. de ce o gonim? Ca am înțeles da, nu, că, am nu am ne băgăm în, în scandal da. sau asta, dar a fost și da. cu băi pleacă de aici da, cum ar veni. deci nu este o Fata situație. Asta cred că sufere, că -ai cum. Foarte urâtă. eu nu pot să cred că uh, acea sportivă că vorbim de bărbosul, parcă care este nu știu, 16 ani, 17 ani, 15 ani, cât are. Eu nu pot să cred că de la ea a plecat acest lucru, ci pur și simplu adulții sunt de vină. Că nu ai voie, dacă nici o sportivă de talia Cătălinei n-are ce să-ți spună, atunci să mă ierte Dumnezeu. Da. Cine pă? Cine? Mai sunt, cum le-a zis, turiști? Mai sunt turiști la gimnastică? Băie, turiști. Da? Turiști. rău. I-ați da. prins la hambal și la gimnastică? Nu. nu. Deci, haideți să spun și eu despre uh, turism. Da. da. Uh, echipa. O echipă la gimnastică. Că sunt fete, că sunt băieți. Da? Ați văzut. Concurează trei. Sau 4, 4, pentru că 3 punctează, 4 trebuie să fie și echipa trebuie să fie din 5. Bun, deci suntem 5. 5. 5. 5 fete, 5 băieți. 10. 10. Mai ai și niște antrenori pe lângă tine și cu un masior și cu un medic. Mai pui încă 10. 20. Până la 33. Trei trei. Până la 33. Trei trei, în situația în care la fete. Aveam șanse să ne calificăm, să zicem. Da. Dar la băieți, n-aveam nicio șansă pentru că dintre ei s-au dus acolo. Accidentați, care nici măcar n-au concurat. Care nici măcar nu au concurat. Și am zis, când, în situația în care suntem, ne plângem de buget. Da? Da. da. Banii. Nu sunt așa fără număr ca la nuntă, ci pur și simplu trebuie să drămâim da. și să și ne gândim de, ce mergem de 100 de ori până tăiem o dată. Până tăiem o dată și noi ne ducem 33 de inși. Păi, ce facem 33 de inși? Unii concurează și unii sunt turiști. V-a spus rău cu doamna Lipu, v-am da. Zis. da. Zis. Și ați mai prins pe la, pe la acolo, iarăși aveți, nu vreau să-mi iau perie da. nouă, dar și acolo i-ați prins și aveți dreptate pe la hambalul ăsta. Da, deci eu. Adică dacă vrem, eu facem... eu nu înțeleg? Deci nu înțeleg. Ori, oricâtă bunăvoință aș avea, și vorba aia, vin din sport și știu ce înseamnă. Să fii talent, să nu fii talent, să pierzi, să-ți dorești, să nu reușești să ajungi, dar nici măcar să nu te gândești să ajungi acolo, pentru mine ca. și nu ca președinte de agenție, ministru, ci ca om de sport. Ca fost sportiv, da, să zicem. Mi este foarte greu să înțeleg. Deci, noi peste două luni, nici două luni, mai avem o lună și jumătate, avem campionatele mondiale de handball, unde prima, deci titlul mondial, se califică direct la Jocurile Olimpice, bon. și restul de la 2 la 7 la participă. Anul viitor, în turneul de calificare. Bun. Primul loc deci îl dăm nu. deoparte. Vorba despre asta să fim sinceri. La... Nu, bine nu, umblăm cu... nu bun. dar îl dăm și pe al doilea. Bun. Îl rămân dăm 3, și 4, 3 5, 6, 7. Bun. patru locuri să zicem că rămân. Exact. Da? Sunt 4. Patru locuri în care noi trebuie să intrăm aici ca să, să mergi. ca să putem participa la anul în turneul de calificare pentru Jocurile Olimpice. Da? Bun. Altfel, dacă nu. Ai intrat în primii e șapte. turism, iar? Nu, dar nu. Te uiți la televizor la jocuri. Da, nici turism nu mai e. Nici turism nu Cam mai o e. Nu te duci acolo. Și noi avem în campionatul intern, da? Eu. Că nu vreau să se înțeleagă greșit că Liga eu nu Florina. sunt de acord ca în România să intre jucătoare sau jucători străini. Nu. Avem nevoie de modele. Dar noi nu putem juca numai cu străini și ai noștri să se uite la uh, meci de pe bancă și la națională, când ajungem să reprezentăm România, noi reprezentăm cu româncele. Și atunci, de unde să vină performanța dacă tu nu joci? Deci, noi avem așa. Haideți, să, ca să încheie da. acest tablou, pentru acest campionat mondial. Noi avem 35 de jucătoare mari și late. Ale noastre, românce, Ale noastre că nu ne interesează românce. ce... Și nu sunt spuse de mine, că nu da. am numărat eu, ci specialiștii din federație. Din 35, 18 vor face deplasarea. Din 18 joacă doar 9. Cum? Mai sunt și accidentate dintre ele, pentru că mai joacă în campionatul intern, în... se mai accidentează, și atunci noi cu ce națională ne ducem să intrăm în primele șapte? Cam și eu o întrebare, așa. Perfect. Iar străini, avem 55 de jucători străini care pe care noi îi antrenăm. Ei se duc la naționalele se duc lor. acum, iene. au avut o perioadă când au plecat la naționalele lor și la Mondiale, joacă împotriva noastră. Te mai și, bat? și care va fi scorul așa? Puteți spune? Cam cum vom sta? Păi, nu vă stătea bine la canotaj, doamnă. Am... da, da, am stătea păi... bine, dar aici de ce să nu stă bine? Eu vreau să, treabă, să, vedem, bine. Să vedem ceva frumos. Ați pomedit, sper că avem pregătit cu Mondo Duplantis. Am spus, dumneavoastră a spus că la 92 a fost una dintre cele mai frumoase ediții de jocuri Pe vremea era Bubca, nu? Da. Serghei Sergei, Bubca. Bubca, Și era, ia uitați-vă imagine. Uitați-vă, campion olimpic în simplu și vice campion olimpic în dublu. Deci eram în fiecare zi la start. Bun. Domnul din imagine este domnul Armand Duplantis, Mondo Duplantis, cel care sare acum 623. Cu prăjina, uitați-vă Ce vreau eu să vă întreb Pe vremea dumneavoastră și pe vremea noastră Că și noi urmăream pe buca, Încercând să atingă 6 Asta se întâmpla în anii 90 Pă, a sărită la 6 metri Și eu făceam așa La mine în militare apartamentul are 2,80 metri Parter Cu încă 2,80 de 5,60 Ăla e la etajul 2 deja Corect? Corect Bun, cu 6 metri Da. Nu se poate, domne mai sus E Nu se poate mai sus și vine omul, copilul are, e născut în 99. Da. Și voiam să vă întreb, limitele astea umane cât se pot împinge? Doamna Lipă, 23 de centimetri înseamnă da, atât. Da, limitele În 20 umane de ani. Se, deci, în 30 de ani. Da. Uitați-vă, aici e da. progresia lui. Pleacă da. de la 5-30. da, ca junior. Da, ca junior, da, dacă copil, știgă la senior da. cu, da. cu 5-30. Da. Și acum are 6 metri 23. Da, pentru că. Uitați-vă, adică. Um, E 80 este, de centimetri da, El este același. Corect. Da? Dar ce se întâmplă? Se întâmplă așa că uh, toată logistica pe care el o folosește evoluează. Păi luăm prăjina din uh, 2015 și vedem prăjina aia cât este de elastică. Din ce e făcută? Din ce este? Din... Și la noi, bărcile, ca să fac o paralel. Da, Păi de asta v Am plecat întrebat. Întrebat de la bărci de lemn lemn că se făceau la Reghin. La Reghin. La, la prima fabrică de instrumente sportive de, de acolo le luați? De adică cu ele, cu ele concurați la jocurile olimpice? Și cu ele se concurea, concura, nu. după care concuram pe bărcile Când tot, tot de lemn la prima ediție a dumneavoastră. Cu în ce ați concurat? tot bărci, tot bărci de lemn, dar bărci de lemn exact, nu știu, din material, să zic așa, din care se fac viorile. De erau bărci da, era lemn... companii străine. Bun, dar lemn lem. Da, lemn, lemn Bun. Ramele, vâslele, mai ușoare, erau mai... uh, foarte grele în comparație cu cei acum. Păi acum aveți o ramă de 3 metri și ceva și n-are niciun kilogram, dau un exemplu. Da? Și înainte avea 3 kilograme. Ajută clar asta la performanța Ai, exact, sportivului, exact că vorba noastră e de asta, el, tot el. Prăjina probabil este din... Uh, Trofibră de carbon din Deci tehnologia 23 Asta de Exact, păi da Elasticitatea aia care te propulsează Și o să vedem peste 5 ani, 10 ani Pot să ducă încă 50 6, de centimetri 50 șanse trece, pentru că da. Nu stăm pe loc nu avem cum să stăm pe loc, altfel n-am mai, mai face... Mai merg imaginile astea, doamnă, cu dumneavoastră prin zăpadă, cu fâși, cu dar astea... Cum se mai, nu? Se mai face la fel? Se Întreb, face. Nu știu, da, se face la fel și că acum... nu mai avem zăpadă. <laughs> noi nu mai avem da, zăpadă. S-ar face, dar dar mai face. Dar, dar dacă... antrenamentele Adică nu rentice. discutăm că unde găsești tu, da. domne zăpadă la proba de canotaj? Păi nu găsești acum. Nu, nu. nu, nu, nu mai, dar zic, nu, nu vine ideea asta. De ce ne băgăm noi prin zăpadă? Nu Ați băgat mult, păi, băga mult fâși din ăsta? Uh, da, nu trebuia să întreb, am dat deci, seama din ochi. Uh, da, cantonamentele de iarnă de la piatra arsă care să te duci așa, vă dau un exemplu, piciorul, ieși din cabană, te duci la piciorul furnicii Da te întorci înapoi, te duci la Babele, te întorci înapoi, mai faci cu un drum în Babele Asta în alergare? Și asta era în alergare. -vă că uh, -ți iar ți de două ori pe săptămână, adică miercuri și sâmbătă, aveam tura Padina, urcai Babele... Deci, deci bonus, că erați fete cu minți, exact. hai mai băgați. După care am zis, nu mai urcăm la Piatrar, să ne ducem în Poiana Brașov. Păi eu nu mai pot să mă mai uit pe acel postăvaru. Câte... Da, da. Câte... Uh, ore, ore de antrenament am alergat până la postăvarul, da? Nu conta că era ploaie, că era zăpadă, că era ger. Îngheța. Uh, uh, da, aici pe căciula. Și căciula era înghețată ori. de transpirație, că ieșeam și alergam la minus 25-28 de grade. Se mai poate asta în ziua de astăzi? Adică mai puteți să le spune sportivilor să facă treaba asta? Sau vin cu domnule, noi nu mai putem să facem asta, nu mai mm, alergăm? Sincer, nu, nu, nu neapărat de la canotaj. Da, în nu. general s-a schimbat... Mm. Mea. Asta era cu 30 de ani, da. ce-ți povestiți dumneavoastră? Da. Nu 30 era de acum sa... 30 de ani. Nu, ce făceați dumneavoastră? Nu. Când era? Păi eu m-am retras în 2004, da? Și ați băgat până în... Și... Deci 20 de ani. P 20 de ani. Perfect. Mai puteți să le spuneți acum sportivilor, nu de la canotaj, să alerge până li se... Le dau și căciula cu Probabil șpatul. unii care fac alergare, li se mai întâmplă, pentru că depinde de sport, depinde de pregătire, depinde de conceptul antrenorului și dacă el trebuie să alerge la munte până în gheață căciula, alergă. Alerg. dar noi nu mai avem ieni. Păi noi alergam da. erau loturile de fotbal care nu se țineau. De la cluburi, da? da. cluburi fotbalist da. de la cluburi Steaua, Dinamo, da. care veneau În poiana, în pregătire Păi o zi Îi vedeai la antrenament Alergare pe postăvarul cu noi A doua zi dispăreau pentru adică că nu făceau nici față Adică nici care puteau nu, să fluire după dumneavoastră Nu, ne, nu se Ei, ușor de noi. Mă, că... Nu există Serios? Da. Atât ați băgat? Și eu, da. Apropo de asta, avem imagini cu pârvul, probabil că ați văzut fostul jucător de la Steaua da. care a revenit pe gazon la 54 da. de ani. Asta ce înseamnă? Că nu a păcălit, -a păcălit, nu, nu a păcălit sportul, viața. nu? Da, nu a păcălit viața. A adică, a sunt uh, niște imagini cu el, cu Juventus, cred că, sau meciurile da. de... A, e din campionat cu Dinamo chiar și avem imagini, astea sunt imagini de acum 30 de, ceva de ani. Da. Uitați păi cum... la noi mai joacă pe nu, zăpadă, noi. Nu, la nu intră pe teren, avem să... încălzire. Păi nu intră pe teren, da, doamne, să acum joace. Trebuie terenul încălzit, da? că și nu merge. Și sunt imagini da. de alaltăieri sau nu știu, da. Da. cu Pârvu la 54 da. de ani Ionuț Pârvu. Da. De deci, ce uh, ce trebuie să te ducă uitați vă aici puțin, vă rog, scuze. Asta este pârvul, preluare, stângul da. și, și gol. Asta, asta înseamnă talent. 54? Da, asta înseamnă talent. Înseamnă că și în afară de talent, el a avut o viață sportivă da. disciplinată, s-a antrenat, a făcut mișcare, deci zi de zi și sportul nu are vârstă. Mie nimeni nu mi dă dea, nu știu, șanse, ca, sau cred că nici nu s-a gândit nimeni, că eu la 40 de ani pot să ies campioană olimpică într-un sport de anduranță. Și iată că am dat medicina peste cap și le-am dat. N-ați avut niciodată probleme de sănătate, nu? Nu am avut, avut. Da. Asta înseamnă Adică să fii pe talent. la un 30 ceva să zic da. că mai da. e fata, da. mai ușor că. Da. Nu? la da, 40. și da. dacă vă făcea omul ăla, băga da. și un 44. Bă, băgam sigur. Băgam sigur. Dar de ce n-a zis atunci? a păi serios. am zis, de ce cum n-am zis, zis, am zis, am zis, am început. Dacă deci trebuie să vă facă două da. culoare acolo pe Znagov? Nu să ne facă o pistă olimpică, unde să putem organiza să și noi competiții. peste dumneavoastră da. ăia cu Vai, ce deci este ăla. Greu de imaginat. Și atunci lumea întreabă de ce îi duce doamna Lipă în Italia. Păi de asta îi duce doamna Lipă păi în Italia, că pentru că, cu că avem uh, temperatură constantă, da. Corect. Uh, suntem numai noi acolo, uh, avem la dispoziție tot ceea ce este nevoie sportului de performanță. Și asta contează enorm de mult. La noi iarna bate vântul, este frig, da, Nu poți să faci nimic. Ce n ai să cum să faci. Iar dacă nu faci efortul ăsta financiar, nu poți să te lupți cu cei mai buni. N-ai cum. N-ai cum. Pentru că îți trebuie kilometri de văslit pe apă. Vreau să vă întreb, acum mai e puțin vorba aia să termina anul, ce să vă aducă moșul? Dar la dumneavoastră moșul trebuie să vă aducă multe vorbe, serios. Adică și bani, și antrenori, și tehnică, și dotări, și foarte da, mult, da. De, adică moșul ăsta da, da, cât... moșul, moșul mi-aduce, deci sănătate, ande... nu că sănătate s-a da. dat, s-a da. luat toată lumea nu, că dă, sănăt... moșul Bun. dă și sănătate moșul mi-aduce exact uh, ceea ce gândesc eu că am nevoie pentru că uh, uh, Dumnezeu mă iubește și mi-a demonstrat asta de atâtea ori încât nu m-a lăsat niciodată la greu. Păsqueste de Sfântul Dumitru. Exact. Nu m-a lăsat niciodată când mi-a fost cel mai greu și nu poate să mă lase nici acum. Bun, dar nu va veni niciodată să să vă ajungeți acasă să spuneți: băi, nu mai pot". Ba da, Doamne, de ce am. avut? deci nu odată. dată. odată. Deci nu odată. Și ce vă mână în luptă pe Dumneavoastră, pe Camelia Potec, pe Covaliu, că sunteți vreo 10, nu vreau să zic nebuni, să nu înțeleagă lumea, dar este 10 No. Vreo 50, nu sunteți mai mulți. Mă mână în lupta asta ambiția de a demonstra că atunci când vrei, nu ai cum să nu reușești. Iar eu întotdeauna, și pentru Jocurile Olimpice, și eu sunt sportiva cu trei retrageri și cu trei reveniri. Care revenirile sunt groaznice. Să știi ce te așteaptă, adică să guși din libertate, să știi ce înseamnă viața asta extra și tu de bună bunăvoie și nesilit de nimeni, să te înrolezi înapoi în sportul de înaltă performanță. Foarte tare. Am. Este groaznic. Ca mamă v-a fost mai greu, mult mai greu, nu, că -l... Ca mamă, cum să nu fie greu că când îmi lăsam că... copilul acasă când era mai mare și nu mai puteam să-l iau pentru jocurile olimpice din 2004, îți dau un exemplu. Și îl lăsam pe dragul, și acasă, seara, duminică seara, în ușă, cu mâinile întinse, și făcea, Mama, nu pleci nicăieri, Mama, te rog, rămâi cu mine. Și că deau așa niște boabe de lacrimi, de. te rupea în două, mă abțineam să nu plâng. Home. Și ce să explici unui copil că Mama mai are niște obiective de îndeplinit și că tu o să fii foarte mândru de Mama ta? când o să înțelegi sacrificiul ăsta pe care îl faci. Dumneavoastră înțelegea. Și plângeam, închideam ușa și... și până la Snagov plângeam. Și mai plângeam și a doua zi la antrenament. Pentru că ți rămânea pe hard. Deci a asta, uh. -a este o, o, dovadă de o voință ieșită din comun. Dar dumneavoastră vă dădea seama ce performanță ați făcut atunci. Vă întreb de ce. Pentru că Helmut Duca, doamne, a spus Bui, noi nu ne-am dat seama ce performanță au ținut în seara aia, ce, ce am făcut. Dumneavoastră vă dădea seama, de exemplu, la Los Angeles sau în momentul în care vorba dumneavoastră vă cânta nu realizat, adică era doar un concurs sau vă dădea seama că dintr-o țară atâtica cu niște dotări Bun, hai să nu așa. Și cu muncă multă, Bă, tu să răzi niște americani, niște da. chinezoaici, adică realizați? Nor... Sau v-a luat ani? Nu, să... normal că realizeze. În primul rând, noi am realizat uh, primul lucru și cel mai important uh, pentru un sportiv și o să fac și o paralelă, că este foarte greu să te antrenezi și să trăiești într-o incertitudine. Particip sau nu particip? Exact cum a fost... Uh, Uh, au fost uh, jocurile olimpice de la Los Angeles cu jocurile olimpice de la Tokyo. La fel, la fel. Spui, ai voie, ai voie să -i aici. i spui sportivului care se uite în ochii tăi și te întreabă, doamnă, uh, noi mai mergem la jocurile olimpice sau nu? Noi sportiv ne-am calificat. Da, noi ne-am ne -am calificat, ar... noi da. muncim. Ce facem? Pentru ce muncim? Ma... Că munca nu este ușoară. Patru ani. Și tu să spui, nu voi, trebuie să munciți dar nu la știm. fel, că, dar noi nu știm, că nu Uh, e bine și niciodată n-am mințit sportivul. Uh, da. Nu știm, dar dacă nu vă pregătiți și se anunță că participăm, unde vom fi? Adică. Da, zic că este... avem în două luni. Da. Exact. Păi așa cam așa, a, fost așa cu a fost și în 84, da? da? Ne, lasă, când nu ne, lasă. ne lasă, nu ne lasă. Noi am fost singura țară comunistă da. care am participat la Jocurile Olimpice. Da. ce simți simțit când ați intrat și a 70.000 de oameni, strigau România, Și să primul primul rând... alea ale da. frumoase. Eram foarte mică, dar uh, eram atât de păziți ca să pot să fac acum, uh, la vârsta mea, da. o comparație cu paza pe care are un președinte de stat când... De ăsta, un american, un izraelian, exact, adică ăștia mai... Exact, așa eram noi. Așa erați atunci? Așa eram noi. Eram înconjurați cu escortă, față, spate, lateral, când ne duceam la bază, când ne întorceam de la antrenament în satul olimpic, aveam pază la ușă. Deci. Da, dar ați venit, ați dermat avionul, abia decolat de medalii. Am abia a decolat, a da. plecat greu. Și mulți au zis, România, n -au fost n a, România! Păi n-au fost ăia, N-au fost, fost rușii, n-au fost uh, nemții, dar noi am terminat pe locul 2. Bun, nu da, terminam pe locul medalii. 2, pe clasamentul, pe medalii. Terminam pe 4, pe 5, dar nu terminam pe 44, unde suntem acum. Deci, diferență mare. I-am învățat pe americanii imnul României. Da. Deci, păi vedeți să Vezi că tot noastră ați greșit. Gimnastica, da, canotajul, pentru că așa ați da. învățat. Da. Generația de aur la fotbal, cu noi cu cine da. comparăm? Nu da. stau cum adică canotajul să n aibă da. nicio medalie. Da. Cum adică da. la gimnastică să nu ne da. mai calificăm de 10 ani? Da. Pe păi ultima a fost Londra și acum ne-a calificat da. și este mâne mai calificat. Da. Tot vina noastră e. Da, pe păi vina noastră, pui. da, da. Pe umerii acestor sportivi care acum sunt în uh, pregătirea apasă niște obiective Clar. foarte. Grele, mari, greu de dus da. Dar nu au ce face Cei care realizează că tradiția trebuie să meargă mai departe Și trebuie să găsească soluții Pentru că atunci când faci parte dintr-un lot olimpic Înseamnă că ai ceva în plus față de ce au rest Corect Și trebuie Tot ești acolo, eu tot timpul le spun Aveți cea mai frumoasă vârstă pentru înalta alta performanță Merită să faceți toate sacrificiile de pe lume pentru a ieși campioni. Corect. Că sportul, în afară, că da, performanța nu este ușoară, iar lasă urme de sănătate. Sportul de, de performanță e numai cu da. sacrificii, Nu avem ce Așa să... Așa este, dar îți oferă și niște satisfacții enorme și te și realizezi ca om pentru toată viața. Dacă luăm toți campioni olimpici sau medaliații olimpici. Vedem că nu este niciunul în suferință. Statul român are grijă de noi. Avem o rentă viageră pe lângă salariile pe care le avem acolo unde. Da, dar nu aveți degeaba. Nu, nu, nu e alu... Mulți ar zice că le avem degeaba, că nu. de ce le avem? La că le avem de... Dar zic așa, de deci statul român da. are grijă, grijă de tine și atunci când îți oferă un plus față de ceea ce tu muncești atunci când ești în uh, perioada asta sportivă, eu cred că uh, merită să faci și o ultimă întrebare, trebuie să dăm fotbalul și al al fotbalului. Aseară Messi a luat da. al optulea balon de aur. Da. În familia la noastră cum e împărțea la Messi sau Cristiano Ronaldo sau um, și și pentru și că și și, și, și Unul cu talent, unul a muncit Da, unul cu talent, unul a muncit Unul este mai în vârstă Unul este <laughs> uh, unul este mai tânăr Unul este la pusul carierei Dar demonstrează că atunci când Ești da. exemplar vârsta N-au păcălit nici da, ei sportul ăsta da, au păcălit sportul duci. Înseamnă că și în fotbal se poate Sunt niște modele pentru generațiile Corect, Noastre Și cei care joacă astăzi În campionatele noastre Interne, că să vadă și pe ei joacă foarte puțin. <laughs> uh, să iasă uh, exemplul lor, să vadă ce fac ei în viața extra-fotbal uh, și cu siguranță că și rezultatele lor vor fi altfel. Să rămână și mii de mulțumesc. Știți mulțumesc ce vă doresc? Eu. La Paris să nu purtați ochelari de soare. <laughs> nu că n-am Num... mai purtat. Asta de... zic, n-ați mai purtat... am, Am lentile heliomate. A, <laughs> să nu mai fie nicio lacrimă, să fie da. numai lacrime no, de bucurie. Doamne ferește, vorbesc nu, la modul și Simona, dacă i-a auzit, doamna Lipă te lasă. A zis, depășește-o <laughs> cât Cu poți drag, de mult. Simona toată, de ea da? știe asta. Bun, are Simona, noi te rugăm, depășește-o. Doamna Lipă să Doamna fotbalului românesc. Cea mai mare uh, sportivă din această disciplină, din toate da. timpurile, hai ca să da. recunoaștem, este o româncă și a fost aici alături de noi. Da. Să rămână încă o dată, mi de mulțumit. Dragi prieteni, ați fost la Arena Sport.ro, probabil că am mai fi vorbit încă două ore, dar promitem să o mai reținem pe doamna Lipă după ce vine cu o salbă de medalii. Urmărim Arena Sport.ro atât pe Sport.gro cât și pe VOIO. mi-e de mulțumit că sunteți alături de noi, toate cele bune, la revedere!